Găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Recensământul populației și al locuințelor a început. Nu sta deoparte, declară-ți etnia, construiește alături de semenii tăi un viitor mai sigur. Sunt om și rom. Suntem un popor frumos, mândru, valoros. Acum este momentul să arătăm că suntem uniți, că suntem puternici. Niciodată nu mi-a fost rușine să recunosc că sunt rom. Nu accepta să fii un anonim și tu faci parte din România. Asumă-ți și tu identitatea etnică la recensământ. Declară-ți etnia. Săptămâna aceasta a fost semnat un protocol de colaborare între Partida Romilor și Institutul Național de Statistică, care își propune să informeze și să convingă comunitatea romă despre importanța declarării etniei și a completării chestionarelor. Invitați în platou sunt deputatul Cătălin Manea și Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică. De la ei vom afla care este miza acestui recensământ și de ce este atât de important să furnizăm date clare și exacte. În a doua parte a discuției, Sorin Sandu va fi în dialog cu Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi. Din Viața Romilor începe în câteva clipe. La 1 februarie a început prima etapă a recensământului populației și locuințelor până pe 13 martie, urmând a fi colectate date din surse administrative, precum primării, prefecturi, ministere și companii de stat. Din 14 martie până pe 15 mai se va derula și etapa care îi implică efectiv pe cetățeni, respectiv autorecenzarea, procedură introdusă începând din acest an, care oferă posibilitatea fiecărei persoane care deține competențe digitale și are acces la echipamente informatice să răspundă personal în online la întrebările din chestionar.
Autorecenzarea în online implică parcurgerea următorilor pași. Intrați pe site-ul www.recensamantromania.ro și apăsați butonul Platformă Autorecenzare. Imediat se va deschide formularul de preînregistrare. Completați acest formular care vă solicită codul numeric personal, adresa de reședință, respectiv adresa dumneavoastră curentă și adresa de mail. Aici veți primi un mail oficial pe care îl veți recunoaște după adresa asociată domeniului Institutului Național de Statistică, respectiv INSSE.ro. Mesajul va conține un link care, odată accesat, va deschide direct chestionarul de recensământ, unde trebuie să completați răspunsurile. La final, veți încheia procedura apăsând butonul Finalizare. Automat, sistemul vă va trimite un mesaj care vă anunță că a fost recepționat chestionarul. Fiecare chestionar intră într-un proces de validare care durează maximum 7 zile. Rezultatul validării va arăta dacă ați completat corect și complet chestionarul, verificarea fiind disponibilă la adresa recensamantromania.ro, apăsând butonul Verificarea autorecenzării. Tot aici veți primi și dovada autorecenzării, care se poate descărca dacă nu ați răspuns corect și complet la toate întrebările. La verificarea autorecenzării veți fi anunțat că nu a fost validat chestionarul și se consideră că autorecenzarea nu a fost efectuată. Accesul la preînregistrare se va face în perioada 14 martie-15 mai 2022. Modelul formularului de preînregistrare va putea fi consultat pe site-ul recensământului după data de 15 februarie. Amintim că acolo unde este necesar, o persoană, de obicei capul familiei, o rudă sau o persoană apropiată, poate realiza autorecenzarea pentru persoanele care nu pot întreprinde această acțiune, respectiv copiii, vârstnicii, persoanele găzduite în centrele sociale. Pentru cei care pe parcursul autorecenzării se vor confrunta cu neclarități sau dificultăți, Institutul Național de Statistică va pune la dispoziție un call center, numărul urmând a fi afișat pe site-ul www.recensamantromania.ro. Tot în această etapă, chiar și persoanele care nu dețin echipamentele necesare, o conexiune la internet sau nu au abilități digitale, pot apela la autorecenzarea asistată. Cetățenii se pot deplasa la punctele de asistență din primării, unde un recenzor îi va ajuta, încărcând răspunsurile acestora pe tabletă. Puncte de asistență vor exista în fiecare primărie, primaria având obligația să amenajeze spații speciale, să informeze populația și să recruteze recenzorii. Subliniem că în comunitățile în care o minoritate națională depășește un procent de 20%, primăriile au obligația să asigure informarea și asistarea populației în limba minorității respective. De asemenea, cetățenii de etnie romă pot alege limba în care doresc să completeze datele, conform legislației, chestionarul de recensământ fiind disponibil în mai multe limbi ale minorităților etnice, precum și în limba engleză. De altfel, în comunitățile cu pondere mare de romi, vor fi angajați recenzori din rândul minorității. Institutul Național de Statistică, încurajând angrenarea reprezentanților minorității în activitățile de recenzare. Recrutarea recenzorilor, angajarea și plata acestora revine în totalitate primăriilor. Amintim că în continuare va fi păstrată și formula clasică de recensământ, cunoscută drept vizita la domiciliu a recenzorilor, cu interviuri față în față, îmbunătățită însă, toate datele fiind și în acest caz introduse digital de către recenzor, direct pe tabletă. Această etapă se va derula între 16 mai și 17 iulie. Cei care s-au autorecenzat nu vor mai primi vizita recenzorului la domiciliu. Pentru a putea fi identificat, fiecare recenzor are obligația de a prezenta legitimația cu un semn oficiale. Între întrebările la care fiecare persoană recenzată trebuie să răspundă, amintim locul nașterii, domiciliul, respectiv adresa din buletin, reședința curentă, adică gospodăria unde locuiește persoana în prezent, cetățenia, starea civilă, nivelul de educație, încadrarea într-un loc de muncă, dar și etnia de care aparține, limba maternă sau religia, fiecare persoană fiind liberă să-și exprime opinia fără niciun fel de constrângere. Este important de reținut că la recensământ se prelucrează codul numeric personal, dar acesta este criptat și colectarea tuturor datelor se face în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, imediat după intrarea în sistem, acestea fiind anonimizate. Fiecare răspuns este introdus sub forma unui cod. Datele nu sunt vizibile în mediul online, nu sunt înregistrate în cartea de identitate și nu pot fi făcute publice de către recenzor. În cazul etniei rome, conform nomenclatorului etniilor și limbilor materne, aprobat de Guvernul României, răspunsurile
cetățenilor care își asumă apartenența la etnia romă vor fi introduse în baza de date cu un cod care atestă etnia și neamul din care fac parte, de exemplu căldărari, ursari, argintari sau lăutari. O noutate o constituie introducerea în chestionar a unei întrebări legate de pandemie, la care pot răspunde persoanele de peste 15 ani, întrebarea încercând să stabilească în ce măsură au fost afectate de pandemia de coronavirus, ea având 5 variante de răspuns. În ceea ce privește recensământul locuinței, între întrebările la care trebuie să răspundeți, amintim tipul clădirii, de exemplu dacă locuiți la bloc sau la casă, numărul membrilor gospodăriei, titlul de ocupare a locuinței, respectiv chirie sau proprietate, suprafața, numărul camerelor de locuit, etajul, dacă locuința este sau nu racordată la alimentarea cu apă, la rețeaua de electricitate, la un sistem de canalizare, modul de încălzire al locuinței, ori dacă a fost sau nu reabilitată. Efectele recensământului în viața populației nu se vor vedea imediat, însă vor exista implicații benefice majore prin distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare, prin elaborarea de proiecte relevante, prin asigurarea reprezentativității comunităților și prin implementarea de politici publice utile. Participarea la recensământ este o datorie civică pentru fiecare cetățean, dar și un gest de responsabilitate față de comunitatea din care face parte și, mai ales, o obligație față de generațiile viitoare. Fără o actualizare a datelor la acest recensământ, statul va utiliza în administrarea fondurilor bugetare date vechi, perimate, banii nefiind direcționați acolo unde este cea mai mare nevoie. Șansele îmbunătățirii condițiilor de trai prin servicii optime în sănătate, educație și protecție socială scad atunci când decidenții nu au o imagine de ansamblu a nevoilor și priorităților sociale. Partida Romilor a lansat la nivel național campania Asumă-ți identitatea, prin care informează și încurajează cetățenii români de etnie romă să se implice civic, participând la recensământul populației și locuințelor și asumându-și cu responsabilitate apartenența la etnia romă. Recensământul populației și locuințelor, organizat odată la 10 ani, furnizează date actualizate privind numărul și distribuția în teritoriu a populației rezidente, migrația populației de la sat către oraș, de exemplu, ori în străinătate, evidența gospodăriilor existente, condiții de locuit ale populației, dar și structura etnică și religioasă a populației de pe teritoriul României. Rezultatele provizorii vor fi anunțate până pe 31 decembrie 2022, iar rezultatele definitive vor fi publicate pe site-ul www.recensamantromania.ro până la 31 decembrie 2023. În această săptămână, deputatul Cătălin Manea din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa și profesorul universitar dr. Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, au semnat un protocol de colaborare privind organizarea și derularea recensământului populației și locuințelor. Este un demers național extrem de important. Eu vă mulțumesc în numele organizației și numele meu personal, în calitate de deputat al romilor, pentru deschiderea pe care instituția dumneavoastră a manifestat-o în relația cu noi și iată că, spun eu, timpul deja acum se scurge, se va scurge foarte repede și vom avea perioada și de autorecenzare și de recenzare propriu-zisă. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc foarte mult! Eu sunt sigur că va fi o acțiune reușită, dar aici trebuie sprijinul tuturor organizațiilor. Sunt sigur că aceasta va fi prima acțiune majoră și ar fi impecabil să continuăm cu cercetări focusate pe anumite probleme particulare, mai ales pentru colectivitățile vulnerabile și eu sunt sigur că aici veți da tot concursul pentru a organiza asemenea cercetări de care avem nevoie, iar beneficiul va fi la nivelul colectivității în primul rând. Vă mulțumesc frumos! Toate cele bune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Protocolul încheiat în premieră între Partida Romilor și Institutul Național de Statistică stabilește sprijinirea reciprocă pe perioada recensământului din acest an. Mai multe detalii despre acest demers și informații proaspete privind recensământul din acest an vor fi prezentate pe larg de către Cătălin Manea, deputatul etniei rome, și Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, chiar în platoul din Viața Romilor.
La ce tomară ghes romale, miștoara Clamptumen și ucarara Clamptumen. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii din Viața Romilor, o ediție dedicată acestui proces în care ne aflăm cu toții, și anume recensământul, despre care unii dintre dumneavoastră știți mai mult, alții mai puțin. Ne propunem să vă oferim informații importante, informații bine de știut despre recensământul din acest an, și vom face acest lucru alături de domnul Tudorel Andrei, președinte al Institutului Național de Statistică, pe care îl salut. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, domnule Andrei, pentru prezența în studioul nostru, să lămurim, să ajutăm oamenii să înțeleagă cât mai multe aspecte despre acest proces. Și domnul Cătălin Manea, deputat al minorității rome, deputat al Partidei Romilor Pro Europa în Parlamentul României. Bine ați venit, domnule deputat. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule Tudorel Andrei, o întrebare de început pentru dumneavoastră. Cum a debutat recensământul în acest an? Se desfășoară în parametrii așteptați, preconizați de dumneavoastră? Recensământul populației și locuințelor este o acțiune foarte complexă. Noi începem culegerea datelor din teritoriu în 14 martie, dar să știți că toată această pregătire durează 2-3 ani. Pot spune că pregătirea efectivă a recensământului a început în 2013, când ne-am definit strategia de colectare a datelor din teritoriu, care este o colectare cu totul deosebită pentru România. Totul este fără hârtie. Avem surse administrative, avem colectare în online și avem colectare folosind tablet. Ne-am definit această strategie ținând seama de câteva lucruri importante. Avem surse administrative la nivelul instituțiilor publice, la nivelul agenților economici privați, dar în egală măsură avem o obligație de a avansa, de a utiliza sistemul informatic pentru colectarea datelor, dar în egală măsură ține seama și de populația României. Avem populație care are acces la tehnică de calcul, dar în mod obiectiv avem și persoane care nu au acces. Absolut. Și o să, care nu cunosc. O să detaliem aceste lucruri, de aceea am permis să vă întrerup în acest moment. Vom detalia pe parcursul discuției noastre de astăzi. N-am vrut să dezvoltăm în acest moment, pentru că acum vreau să vă propun un vox. Un vox, să vedem ce părere au oamenii despre recensământ. Ce știți despre recensământ? Vox și revenim. Ce știți despre recensământul care începe acum, în februarie? Nimic. Nu știu nimic. Da, sunt plecată din țară de ceva vreme și deci habar n-am primit nicio informație și nu știu nimic în legătură cu recensământul de anul acesta. Numărarea populației și stabilirea numărului de persoane care locuiesc într-un anumit loc, țară, oraș. Nu mare lucru. Știu că vor să vadă cine locuiește la adresele declarate și cine nu. Mai mult de atât nu prea am auzit. Eu până acum tot ce am auzit a fost la nivel de, de idei generale. Nu am detalii, deci n-ar strica să fie ceva mai evident. N-am acum aud că va fi. Ați participat în anii trecuți la recensământ? Da, de copil mic am. Că va începe și caută personal care să se ocupe pentru locuințe, pentru suprafețe, că se fac și la imobile, și la terenuri, și la tot. Încă n-am știut, acum am aflat, dar am participat la alte recensăminte și mi se pare că este important să știm și noi câți mai suntem, mai ales că au venit foarte mulți străini, nu știu dacă au sau nu cetățenie românească. Ce știți despre recensământul populației și al locuințelor care începe acum, în luna februarie? Am aflat de la dumneavoastră. Poate e și greșeala mea că n-am știut să mă informez suficient sau la timp pe această temă. Am revenit, dragi prieteni, așadar întrebarea a fost: ce știți despre recensământ? Răspunsurile au fost, ați văzut și dumneavoastră, mi-am selectat câteva răspunsuri, nimic, nu mare lucru, vor să vadă cine locuiește la adresă și cine nu. Nu știu detalii, acum aud despre recensământ. Domnule președinte, oamenii nu prea știu despre recensământ. Uh,
Să știți că ne-am definit o strategie de comunicare ținând seama și de perioada în care ne aflăm. Gândiți-vă că e o perioadă foarte complicată, o perioadă cu foarte multe informații contradictorii pe alte teme de interes public și din acest motiv noi ne-am canalizat toată această campanie de informare începând cu partea a doua a lunii februarie și dintr-un alt motiv foarte... Chiar dacă practic a debutat la întâi februarie, dar este partea care se realizează in-house. Deci este partea în care folosim surse administrative, dar nu interacționăm cu cetățeanul. Și din acest motiv noi ne-am conturat această strategie să începem comunicarea efectivă cu partea a doua a lunii februarie și dintr-un alt motiv. Dacă la recensămintele trecute perioada de culegere a datelor era una scurtă, 10 zile, 2 săptămâni, culegerea datelor se realizează pe parcursul a 3 luni de zile. Asta înseamnă că trebuie să avem o campanie foarte dedicată aceste acțiuni importante în toată această perioadă de culegere a datelor, fie că este în online, fie că este cu intrare în teren, dar acest aspect îl vom discuta ceva mai târziu. Sigur că da. De ce ar fi așa de important recensământul, domnule deputat? Și o să vă rog, sigur, vorbim din perspectiva comunității rome, pentru că cu precădere pe această zonă ne vom axa, chiar dacă informațiile, domnule președinte, privesc publicul în ansamblul său, publicul românesc. Cred că, în primul rând, ar trebui să subliniez faptul că recensământul populației și locuințelor este un demers național extrem de important pentru toți locuitorii țării, pentru întreaga clasă politică, în mod special pentru Guvernul României, pentru noi ca legislativ al țării și nu în cele din urmă pentru toate autoritățile și instituțiile administrației publice locale și centrale din România. De ce spun acest lucru? Suntem tentați să minimalizăm cumva importanța acestui recensământ doar la culegerea datelor cu caracter demografic. Ori, în cadrul recensământului populației și locuințelor de anul acesta, nu se vor culege doar date cu caracter demografic. Se vor culege informații extrem de importante cu privire la mediul de rezidență, la locuințele cetățenilor, la starea acestor locuințe. Chiar starea de sănătate a oamenilor. Informații care vizează accesul cetățenilor, în cazul nostru cetățenilor români de etnie romă, că ne interesează acest aspect, la diferitele servicii publice, la sănătate, la educație. Ori recensământul este, repet, un demers național extrem de important, tocmai din această perspectivă. Guvernul României și tot ceea ce înseamnă factorii decidenți din această țară. Noi, ca legislativ, Parlamentul României, trebuie să avem o imagine cât mai clară a situației reale din România, la modul general, în particular o imagine foarte clară a problemelor și nevoilor cu care etnicii romi se confruntă și care, din păcate, s-au tot amplificat în ultimii ani. Și cu siguranță îmi doresc ca după terminarea recensământului și după procesarea datelor să nu mai discutăm în termeni abstracți despre problemele și nevoile romilor. Acum nu știm exact nici câți, nici câte, nici unde, discutăm la modul abstract. Ori de data aceasta, având în vedere și elementele de noutate pe care Institutul Național de Statistică le-a propus în cadrul acestui recensământ, având în vedere și faptul că perioada recensământului este una mult mai lungă decât cea din anul 2011, având în vedere și faptul că există posibilitatea ca o parte, spun eu, consistentă dintre cetățenii României, care au și acces, de altfel, la diferite mijloace de comunicare, device-uri, se pot autorecenza în online. Da, există și dar coroborat variantă. Și cu faptul că după terminarea perioadei de autorecenzare în online, practic recenzorii se vor deplasa fizic la domiciliu acelor persoane care nu s-au putut autorecenza. Deci toate aceste elemente de noutate creează cumva premisele că la finalizarea acestui demers național extrem de important care se petrece odată la 10 ani vom avea o imagine mult mai clară a populației din România, vom avea o imagine mult mai clară
a tendințelor de dezvoltare, a problemelor de natură socială și, în consecință, Guvernul României, administrația publică locală, Parlamentul României, pe baza acestor informații, ar putea, în mod firesc, așa cum prevede de altfel Constituția, să elaboreze programe de intervenție, politici publice pentru îndepărtarea diferitelor neajunsuri. De menționat că sunteți și vicepreședinte al Consiliului Național de Comunicare și Transparență, am vrut să menționez acest lucru pentru că ați vorbit despre chestiuni care, pe care unii le-ar considera doar de datoria domnului președinte să le spună, și atunci am vrut să menționez și această poziție pe care o dețineți, care vă îndreptățește să spuneți ceea ce a spus. Domnule președinte, eu aici aș dori să subliniez un lucru interesant la acest recensământ. Tocmai pentru a asigura transparență totală în desfășurarea recensământului populației și locuințelor, runda 2021, s-a creat acest Consiliu de Transparență, care nu a fost, ci este o propunere pentru această rundă, ținând seama de problemele care au fost în 2011. Președintele Consiliului este președintele Academiei Române, domnul academician Ioan Aurel Pop, și sunt doi vicepreședinți. Domnul deputat a fost ales vicepreședinte pentru acest Consiliu, iar al doilea vicepreședinte este renumitul demograf Ghețău, iar din Consiliu fac parte reprezentanți ai grupurilor parlamentare, ai societății civile, din partea mass mediei, din partea televiziunilor, din partea sindicatelor, patronatelor, tocmai pentru a asigura această transparență și pentru a transmite în spațiul public informații cât mai exacte privind recensământul populației și locuințelor. Așadar, și aș mai dori să mai fac un lucru, să mai adaug un aspect important legat de importanță. Între două recensăminte a existat o mare problemă care nu va mai exista începând de anul viitor. Posibilitatea calculării populației rezidente la nivel de localitate. La nivel național, vă pot spune cu exactitate, vă pot spune cât este populația rezidentă a României. Deci populația care există pe teritoriul României sau care este plecată în străinătate, dar mai puțin de 12 luni. La 1 decembrie, care este populația țintă, este puțin peste 19 milioane. Problema dificilă a statisticii, și de aici este cât de importantă este această acțiune, cum calculăm populația rezidentă la nivelul fiecărei localități între două recensăminte. Ori runda aceasta va rezolva și această problemă, în sensul că vom crea acel mecanism încât în fiecare an să putem avea populația rezidentă și nu populația după domiciliu, câți au acte pe la nivelul localității respective, cu adresă în localitatea respectivă, ci cât stau efectiv în localitatea respectivă. Pentru că ceea ce spunea domnul deputat, deciziile bune la nivel local, pentru că acolo simte cetățeanul, se iau dacă informațiile sunt conforme cu realitatea. Ori dacă noi avem numai populația după domiciliu, important este ce există efectiv acolo. Ori prin chiar dacă populația după domiciliu, oamenii se vor întoarce acolo se periodic, pot întoarce, sigur dar că până da. La urmă contează câți muncesc efectiv, în zona câți, respectivă. Câți contribuie la dezvoltare. Contribuie la dezvoltarea respectivă. Important este și fondul de locuințe, dar important este și cunoașterea efectivă a populației, deci a celor care locuiesc acolo, indiferent de unde au domiciliu. Ori acest recensământ e important și din acest motiv, pentru că noi am definit un mecanism încât, folosind surse administrative, folosind ceea ce înregistrăm acum, să multiplicăm an de an, să calculăm an de an populația rezidentă la nivel de OAT și nu la nivel național. La nivel național, eu vă asigur că eroarea este una tolerabilă. Dar decizia se ia acolo jos. Până la urmă, important este să avem măsurătoare exactă. O imagine 19 cât mai bună la 19 la milioane. Da, asta e foarte importantă, mai ales în ierarhia stabilită la nivelul Uniunii Europene. Contează și asta foarte mult. Dar la nivel local e important să cunoaștem
populația rezidentă. An de an, nu odată la 10 ani. Așadar, vom avea o imagine cât mai aproape de realitate, să zicem. Foarte pe scurt, pentru că trebuie să încheiem această primă parte a discuției noastre. De ce se tem oamenii? Oamenii se tem, domnule președinte, domnule deputat. Se tem uneori să dea informații despre ei. Le consideră confidențiale. Se tem că acestea pot fi folosite în anumite direcții. Iar formularul acestui recensământ solicită, cere informații care chiar pot fi considerate de natură strict confidențială. Ce se întâmplă cu aceste date? Unde ajung? Nu trebuie să teamă nimeni de acele date. Datele sunt folosite numai la nivel agregat și niciodată nu sunt folosite la nivel de persoană sau la nivel de gospodărie. Ele sunt utilizate strict pentru prelucrări de date statistice. Fără și a fi făcut public numele, făcut, vârstă și așa mai departe. Gândiți-vă că acum totul intră într-un sistem informatic. Ori într-un sistem informatic orice accesare de date este cunoscută. Nimeni nu-și permite să încalce confidențialitatea datelor și aici vă garantez 100% că în statistică niciodată datele nu au fost folosite decât în scopuri strict statistice. Nu sunt folosite nici pentru fisc, nu sunt folosite nici pentru urmărirea penală sau... Asta e important că nu se folosește pentru fisc. Absolut, absolut vă asigur că nu sunt folosite. Nu este, am înțeles. Este o informație importantă pe care cetățenii... Vreau să revin la dumneavoastră pentru că în privința romilor cu atât mai, da, mai pregnantă este în acest, cazul nostru, atât vreau să vă spun, eu vă asigur că în statistică nu o să găsiți niciodată că au fost date informații altfel decât pentru motivul care au fost e foarte culese. Bine că am făcut această mențiune. În cazul nostru, da, într-adevăr, există o reticență din partea etnicilor romi. Aș declara, să spunem, o serie de informații cu privire la gospodărie, la natura locuinței, date cu caracter personal. Deși trebuie subliniat că în cadrul acestui recensământ, elementul de bază care se prelucrează este codul numeric personal, CNP-ul. Ori pe această cale profit de faptul că sunt în emisiune și vreau să le transmit un mesaj tuturor romilor din România și tuturor cetățenilor români, indiferent de apartenența lor etnică, să colaboreze, să aibă încredere în recenzori și în tot procesul pe care Institutul Național de Statistică l-a elaborat pentru implementarea și efectuarea acestui recensământ important al populației și al locuințelor, și să-i asigur că datele cu caracter etnic, datele cu caracter personal, cu caracter religios, alte date de natură fiscală pe care le vor culege recenzorii și care ulterior vor fi interpretate, agregate de către Institutul Național de Statistică, nu vor fi folosite în alte scopuri. Asta, acest lucru fiind întărit cumva și de regulamentul Uniunii Europene cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Deci nimeni nu trebuie să se teamă că vor fi utilizate în alt scop decât pentru a produce exact statistici oficiale pentru statul român. Și în plus, în statistică, să știți că există niște reguli stricte privind folosirea acestor date. Din momentul în care persoana și-a declarat CNP-ul, se transformă într-un cod statistic care nu mai poate fi în niciun fel identificat cu persoana. E foarte bine că ați făcut această precizare și o să închem aici prima parte a discuției noastre, dragi prieteni. Revenim după o mică pauză să discutăm ceva mai detaliat despre modul de desfășurare al acestui recensământ, despre protocolul pe care Institutul Național de Statistică l-a încheiat cu Partida Romilor Pro-Europa pentru a veni în sprijinul comunității de romi în acest proces al recensământului și alte chestiuni extrem de importante despre recensământ pe care e necesar să le cunoaștem. Pentru că, așa cum ați văzut în vox-ul pe care l-am prezentat în această primă parte, oamenii nu știu. Așa cum vom vedea și într-un alt vox, oamenii nu au destulă informație. Revenim după pauză.
Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre recensământul care a început în 1 februarie prin preluarea de date din surse administrative și populare și vorbim despre acest proces, care sunt etapele desfășurării acestui proces care durează până undeva în luna iulie, la jumătatea, dincolo de jumătatea lunii iulie, cu domnul președinte Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, și domnul Cătălin Manea, deputat al Minorității Rome și vicepreședinte al Consiliului Național de Comunicare și Transparență. Domnule președinte, haideți să detaliem un pic etapele desfășurării acestui recensământ. Așadar, la 1 februarie până 13 martie, preluarea de date din surse administrative și populare, asta înseamnă in-house, cum a zis dumneavoastră. Exact, este perioada în care folosim surse administrative de la mai multe instituții publice, de la agenții economici, tocmai pentru a popula baza de date și a fi mai simplu pentru cetățean în completarea chestionarului pe care noi îl propunem. Practic, câmpurile pe care le vom completa din surse administrative pentru o persoană nu vor mai fi completate de persoanele respective sau nu vor mai fi completate la nivelul gospodăriei. Asta respective. În primă fază. Este prima fază. Este faza în care nu interacționăm cu cetățeanul, ci este o muncă realizată în cadrul institutului. Nu este o muncă foarte simplă, dar are și o altă motivare. Asigurarea sustenabilității, ceea ce vă spuneam în prima parte, să putem calcula indicatori și după finalizarea recensământului. Dar etapele 2 și 3 sunt foarte importante, întrucât interacționăm cu cetățeanul. Etapa 3 înseamnă autorecenzare. Autorecenzare. În perioada 14 martie 15 mai. Ce înseamnă această autorecenzare, domnule? Înseamnă că cetățeanul care are acces la tehnică de calcul poate să completeze chestionarul de recensământ accesându-l de pe site-ul institutului și introducând datele de acasă. Ne-am gândit că există persoane care doresc să le completeze online, dar nu are asemenea mijloace. Asta voiam să vă întreb, pentru că deja aici se întrevede o problemă în sensul ăsta. Am gândit și nu vrem să existe o problemă și în acest sens noi la nivelul comunităților, la nivelul localităților, vom crea puncte de înregistrare în online în care persoane vor fi asistate. Persoane vor asista cetățenii care doresc să introducă aceste date. Adică oamenii vor merge la aceste puncte de colectare a datelor. Ei cer asistență și își introduc practic ei la laptopul, calculatorul, exact, de la acel centru, de acel punct de colectare, deci, nu de la el de acasă. Sunt tablete și pe tabletele respective cer asistență și vor introduce. Deci, vă rog, pentru că asta e o problemă, mai ales în cadrul comunităților de rom, unde Sunt două aspecte aici, foarte pe scurt. Autorecenzarea este într-adevăr un element de noutate, dar este, pe ansamblu, este un plus adus recensământului propriu zis. Dar nu este, iertați-mă, fac o paranteză, nu este incomplet acest proces? Nu, ascultați-mă puțin. Nu. Repet, este un plus. Deci noi știam recenzarea clasică atunci când recenzorul practic mergea din casă în casă și prin interviu față în față completa acel chestionar. În plus față de ceea ce am avut la recensământul din 2011, avem această perioadă de autorecenzare, unde Institutul Național de Statistică și-a propus un indicator, un anumit procent din populația României să se autorecenzeze. Evident că a plecat de la realitatea că foarte multe persoane, îndeoseb cele din mediul rural, fie nu au acces la diferite dispozitive oamenii de comunicare, care nu, tinerii fie, să zicem că au telefoane, fie, au tot fel de device-uri, fie nu au competențe digitale. Exact. Din acest motiv, domnul președinte explica că în perioada de autorecenzare, cetățenii României au două posibilități. Cei care au telefoane, tablete, calculatoare și știu să utilizeze platforma pe care a dezvoltat-o Institutul Național de Statistică, se vor putea autorecenza prin completarea chestionarului. Persoanele, în schimb, care nu au acces la aceste dispozitive, vor putea totuși să fie să se autorecenzeze, mergând la acele puncte, la acele spații special amenajate de către fiecare primărie, în care va exista un recenzor, ca a cărui muncă principală va fi aceea de a asista persoana în vârstă sau persoana care nu are dispozitiv. Deci,
Timp de două luni de zile, din 14 martie, respectiv până în 15 mai, dacă nu mă înșel, da, este trecut, perioada de autorecenzare, cetățenii, subliniez, care nu au acces la aceste dispozitive, vor putea merge la punctele organizate de primărie, care pot fi la primărie sau la unitățile școlare. Aici e decizia fiecărui primar unde va organiza astfel de puncte, dar, repet, este obligatoriu potrivit dispozițiilor legale. Sunt obligați să meargă la aceste puncte de colectare dacă nu se autorecenzează? Nu, sunt obligați. Nu. Sunt obligați primarii să organizeze astfel de puncte. Pentru că eu, de pildă, dacă... Și dacă oamenii întrebă de la fața locului, mă situez acolo, mă duc acolo, mă transpun, dacă oamenii nu vor să meargă, domnule, nu mă duc la centrul de acolo. Dacă nu merg la centrul respectiv, atunci... Vor fi recenzați în perioada a doua, urmează a treia etapă, etapa în care... Se confruntă practic datele cu... Vor fi vizitați acasă... De către recenzori. De către recenzori. Și în etapa a treia, care începe în 16 mai până în 17 iulie, gospodăriile care nu și-au completat aceste chestionare vor fi vizitați și vor oferi informațiile tot în mediul online. Iar cei care le-au completat în mediul online vor mai fi vizitați? Nu vor mai fi vizitați. Și atunci, domnule președinte și domnule deputat, mergem pe prezumția de onestitate a omului care declară corect datele, nu? Se autorecenzează că poate să declare mai puțin sau mai mult. Nu plecăm de la premisa asta, nu? Să știți că există foarte multe chei de verificare a corectitudinii răspunsurilor și, practic, după ce se încheie recensământul, sunt foarte multe validări de date. Deci nu există o însumare mecanică a unor valori care sunt în baza de date și cu asta am obținut rezultatele recensământului. Există asemenea verificări cu surse administrative, cu întrebări care sunt de verificare în cadrul chestionarului, încât la final, în decembrie 2022, când vom avea primele rezultate, sunt rezultate curate, obținute valide, în urma acestui valide proces de validare. Și corecte. Vă propun un scurt vox, din care mai aflăm părerea oamenilor legate de data aceasta despre acest proces de recensământ digitalizat, autorecenzare și așa mai departe. Revenim după vox. Începând de anul ăsta, se va face și în România un recensământ digitalizat, autorecenzarea online. Crezi că e mai bine? Cred că e mult mai ok așa. Adică mult mai în siguranță și, bine, ar fi puțin mai dificil pentru persoanele în vârstă. Nu, că eu practic nu am nici calculator și nici nu mă pricep la vârsta mea și nu mai trebuie acum ca să stau să mă ocup. Preferați să așteptați recenzorul la ușă? Da, așa. Dacă vine, când vine, răspund la toate întrebările care sunt smise. Încă nu am primit nicio informație și nu am găsit online sau nici știre sau ceva, nu. Încă nu sunt la curent cu aceasta. Am auzit că s-ar introduce, atât știu. Nu am niciun fel de informații detaliate. Nu le-am partea cu calculatoarele. Nu le-am, nu. Va exista și varianta clasică a recenzorului care vine la ușă. Veți participa? Da, bineînțeles. Nu știu, dar cei bătrâni probabil că nu se vor descurca și nu știu cât de cinstiți vor fi la asta, pentru că totuși trebuie să dai o declarație oarecare. În marea majoritate, da. Și noi, eu și soția la vârsta noastră, n-avem încotro, trebuie să ne descurcăm cu cardurile, cu calculatoarele, cu internetul. Da, de ce nu? Suntem totuși o populație civilizată, în cea mai mare măsură. Nu știu în sate, în comune, dacă se va face acest recensământ, în ce măsură, dacă va fi complet digitalizat, o să aibă acces oamenii de acolo. Aici e o mare, mare semn de întrebare. Am revenit, dragi prieteni, așadar, oamenii nu sunt obișnuiți cu acest proces al digitalizării. La noi încă este într-o fază incipientă această digitalizare, cu atât mai mult
într-un proces, în recensământ, unde oamenii erau obișnuiți să vină recensorul, să spună, să-l întrebe și el nota frumos acolo. Va veni. În formular. Va veni. Ce le spunem acestor oameni care nu știu despre digitalizare, nu am calculator, zice cineva, aștept recensorul la ușă, nu sunt la curent, nu am informații detaliate, ne-am detaliat un pic ceva mai devreme, dar cum îi... Nu știu cât de cinstiți vor fi cei care vor declara datele, spunea cineva. Păi, haideți să o luăm la rând. În primul rând, am ținut seama de această realitate și am propus acele puncte la care cetățenii care doresc să nu fie vizitați în etapa a treia vor merge și vor fi asistați, dar răspunsurile iarăși sunt confidențiale. Deci nu sunt răspunsurile celui care vine să asiste. Cel care trebuie să răspundă la chestionar, el va da răspunsurile, el nu primește decât acea asistență de care consideră că are nevoie. Nu vor face cum au mai făcut recenzorii în anii trecuți și chiar ne spunea fostul deputat Daniel Vasile că la părinții lui au insistat la recensământul anterior să-i treacă romi pe formular, iar cenzorul n-a vrut, le-a trecut români. Adică nu vom avea Nu se va întâmpla și dintr-un alt motiv. Dacă pe hârtie să-i spunem că putea să existe această situație, gândiți-vă că în online, în mediul electronic, nu poate nimeni să mai schimbe răspunsul pe care l-a dat cetățeanul și bănuiesc că în momentul în care nu a apăsat... Nu poate să schimbe răspunsul pe care l-a dat, pe care l-a scris, cel care îl asistă. Păi nu scrie nu, el. Domnul președinte, dacă nu permite o precizare. El este recenzor care asistă, adică exact. Este recenzor pentru... Deci nu-i scrie cineva răspunsurile, vă mulțumesc pentru precizare, este recenzor pentru autorecenzare asistată. Deci nu completează de numele precizare. Persoanei. Persoana însăși va sta pe acel loc în fața tabletei și va primi asistență, așa cum preciza și domnul președinte, doar în măsura în care o solicită. Dar recenzorul respectiv nu va avea voie, pentru că e interzis prin lege, să completeze numele persoanei respective. Nici un câmp din chestiunea. E bine că ați făcut această precizare. Asistența va fi la nivelul pe care o cere persoana care se recenzează. Dacă cere să-i se deschidă numai calculatorul, tableta, că pe tabletă va fi, și restul își completează singur. Dacă îți cere mai multă asistență, atunci trebuie să fii foarte atent, încât asistența pe care o cere să se limiteze la informația pe care... V-ați propus un număr de oameni care se vor autorecenza? Bănuiesc că nu v-ați gândit că se vor autorecenza toți oamenii prin această metodă. Mi-aș dori ca toți să se autorecenzeze, dar eu nu cred că ar fi mult mai simplu, stai acasă, faci recensământ. Ar fi mult mai simplu, dar am ținut seama de ceea ce înseamnă realitatea din România și noi ne-am propus... un 35% rată de autorecenzare. Dacă ar fi să avem numai estimarea unor variabile demografice, estimarea unor caracteristici a locuințelor, s-ar putea să rezolvăm în mare parte problema din sursele administrative. Dar sunt câteva caracteristici la care este imposibil să avem sursele administrative. Și din acest motiv este foarte importantă participarea populației. Este vorba pe religie, e vorba de limba maternă și e vorba de etnie. Ori aici structurile le facem numai la persoanele care au răspuns efectiv la aceste variabile. Dincolo de acest recensământ sunt numai supoziții. Valorile reale pe care statul român le recunoaște sunt cele care rezultă în urma recensământului populației absolut, și locuințelor. Am spus de nenumărate ori și eu și colegii mei din cadrul Partidei Romilor, chiar și din poziția de deputat, am semnalat de la tribuna Parlamentului României faptul că sunt zeci și sute de comunități de romi din România care trăiesc în condiții similare cu cele din Evul Mediu, fără acces la energie electrică, fără acces la utilitățile de bază. La energie electrică, adică să nu ai bec în anul 2022, în secolul 21, este de neimaginat. Iar cazurile nu sunt singulare, le regăsim în foarte multe județe. Vă imaginați cât de important este pentru comunitatea etnică a romilor din România ca aceste probleme să fie semnalate și culese în mod oficial de către recenzor, să zicem, da? De către Institutul Național de Statistică, iar ulterior guvernul să nu
să nu mai facă balet, indiferent de componența politică, de culoarea politică, de structura guvernului. Vorbesc despre Guvernul României ca instituție a statului român. Repet, pentru a nu mai face balet, atunci evident că va folosi date cu caracter oficial, culese și prelucrate de către Institutul Național de Statistică, iar plecând de la aceste date, atunci va putea elabora programe, va putea elabora o serie de politici publice și de intervenții și evident că va putea aloca resursele financiare pentru corectarea acestor neajunsuri din comunitățile de rom. Bănuiesc că și acest lucru l-ați foarte avut. Bine punctat, da, acest aspect. Finanțările pe fonduri europene se fac funcție de multe date care sunt colectate în urma acestui recensământ. Realitatea din teren este cea reflectată prin datele care rezultă în urma acestei acțiuni. Și din acest motiv este importantă participarea fiecărei persoane la acest recensământ. Voiam să mai avem 3-4 minuțele și aș vrea să nu uităm de protocolul pe care l-ați semnat între Institutul Național de Statistică și Partida Romilor Pro Europa și vreau să spun că bănuiesc că și aceste lucruri despre care ați vorbit ceva mai devreme, domnule deputat, le-ați avut în vedere în momentul în care ați gândit acest protocol. În primul rând, eu l-aș lăsa pe domnul președinte să aibă o intervenție după aceea. Mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să-i mulțumesc pentru inițiativă, pentru că e un dialog pe care l-am avut în ultimile 6 luni pe marginea acestui protocol și pe inițiativele pe care poate să le dezvolte la nivelul colectivităților pentru a avea o imagine cât mai clară la nivelul acestor colectivități a recensământului populației și locuințelor. Eu aș dori să mai subliniez și altceva din discuțiile care le-am avut în toată această perioadă. Importantă este finalizarea acestei acțiuni, dar foarte important este pasul 2 pentru dezvoltarea de cercetări mult mai ample și aplicate pe anumite aspecte legate de colectivitățile, de populațiile vulnerabile. Pentru că acele politici pot fi dezvoltate dacă există date suficiente și pe o periodicitate suficient de bună. Și eu vreau pe această cale să vă mulțumesc în nume personal și numele organizației Partida Romilor pentru deschiderea pe care ați manifestat-o în relația cu noi, pentru colectivul de profesioniști pe care îl aveți în coordonare la nivelul Institutului Național de Statistică. Spun că este un pas extrem de important pentru comunitatea etnică a romilor din România. Acest protocol de colaborare între noi, Partida Romilor și Institutul Național de Statistică, nu reprezintă nimic altceva decât conjugarea eforturilor instituționale și ale noastre ca fiind cea mai mare organizație a romilor și cu structuri. Și reprezentativă. Reprezentativă, sigur, și cu structuri aproape în toate județele țării, în sensul de a promova în comunitățile de romi importanța acestui recensământ. Ori noi ne-am asumat prin acest protocol o serie de acțiuni, activități și campanii de informare și conștientizare civică. Ne-am organizat la nivel național și începând cu data de 15 februarie și până către finalul lunii iulie, vă asigur că noi vom fi prezenți în peste 600 de localități cu pondere semnificativă de rom din România, cu ajutorul colegilor noștri din teritoriu, cu ajutorul colegilor din Partida Romilor de la centru, cu sprijinul altor organizații neguvernamentale ale romilor. Deci, practic, ne-am propus ca informația să ajungă într-un mod cât mai corect și cât mai pe înțelesul tuturor membrilor comunității etnice a romilor din România. Vom iniția și o campanie de promovare, atât în mass media, cât și în online, și sper eu ca la finalizarea acestui recensământ informația să fie ajuns la un număr cât mai ridicat de persoane, iar în cazul nostru al minorității rome, repet, este foarte important să ne asumăm cu mândrie și conștient apartenența la etnia romă, da? Nu trebuie să avem opreliști și trebuie să depășim acele complexe și bariere
Da? Trebuie să ne asumăm conștient și cu mândrie faptul. Asumarea este o modalitate că, de a depăși complexul. Că aparținem acestei minorități etnice naționale care a contribuit de-a lungul secolelor la formarea și la desăvârșirea statului român unitar. Să știți că minoritatea maghiară sau alte minorități naționale, membrii acelor minorități naționale, nu au niciun fel de barieră în a-și declara și în a-și asuma cu mândrie apartenența lor etnică și culturală și chiar și religioasă. Și pe această cale fac un apel către toți cetățenii români care aparțin minorității rome să dea curs acestui proces extrem de important, respectiv recensământul populației și a locuințelor, să-și declare apartenența etnică și pe lângă datele cu caracter demografic să semnaleze, să înțeleagă că este momentul să semnalăm instituțiilor statului român, guvernului României și chiar Uniunii Europene problemele și nevoile cu care ne tot confruntăm în ultimii 31 de ani. Stimați invitați, vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-am împărtășit oamenilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc. Și mult succes. Mulțumesc și un singur lucru, nu uitați, realitatea pe care o avem se va transforma în numere, în cifre, ori acele cifre reprezintă realitatea dacă fiecare contribuie la conturarea corectă a acestor date statistice. Așadar, participați la recensământ și oferiți informațiile solicitate. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Doamne, dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că noi vom continua emisiunea noastră cu alți invitați. Am revenit, dragi prieteni, ne-am propus ca în această emisiune să vă oferim cât mai multe informații despre recensământ, un proces care deja a început de la 1 februarie și cumva așa, fără lipsă de modestie și fără a ne lăuda, ne bucurăm să facem acest lucru, alții nefăcându-l foarte des sau foarte, foarte evident. Spunea în prima parte emisiunii noastre președintele Institutului Național de Statistică faptul că celelalte evenimente au lăsat în plan secund recensământul. Un eveniment important se întâmplă odată la 10 ani. Discutăm în această a doua parte a emisiunii despre același subiect, dar dintr-o perspectivă mai cuprinzătoare în ceea ce privește pe romi din mai multe puncte de vedere. Și vorbim cu domnul Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, și de asemenea prim vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa și coordonator al regiunii Sud-Vest Oltenia a Partidei Romilor Pro Europa. Bine ați venit, domnule președinte, și vă mulțumim. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi, vă rog frumos, cât de important este acest recensământ pentru comunitatea romă din România? Procesul de recenzare, în general, este foarte, foarte important, nu doar pentru comunitatea romă, ci pentru toate statele, pentru că recensământul este cel care ne arată o imagine cât mai adevărată a felului în care arată societatea la un moment dat. Dincolo de perspectiva numerelor, care sunt foarte, foarte importante, sunt și alte caracteristici. Recensământul ne arată cam aspecte care țin de economic, de social, de cultură chiar, religii și așa mai departe. De sănătate, până la urmă. Sănătate și așa mai departe. Educație. În funcție de toate aceste date, statul construiește politici publice pentru a veni ca răspuns la ceea ce recensământul ne arată. De aceea este foarte, foarte important. Asta din perspectiva statului și a politicilor care urmează. De care statul acestui trebuie să. Dar să din perspectiva comunității de romi, care ar fi avantajele sau poate și dezavantajele, dacă există așa ceva? Sorin, dacă este să vorbim despre apartenența etnică, este clar că, din punct de vedere al avantajelor, am întâlnit în teren de foarte multe ori voci ale unor domni primari care spuneau că nu pot accesa resurse financiare pentru că romii de la ei din localitate nu s-au declarat. Cum ar veni, nu sunt romi în acea localitate? Nu sunt, nu există. De aici și diferența asta foarte, foarte mare. La ultimul recensământ, 671
de 1175 parcă, dacă nu, ca să fiu cât mai aproape 620, în jur de 600. În sfârșit. Mă rog, undeva la până în 700 da. De mii. Însă datele neoficiale ne spun că romii în România ar fi între 1,5 și 2 milioane și jumătate. Deci atât că neoficial de 2 sau de 3 ori mai mulți cetățeni români de etnie romă. Și asta cu ce ar schimba datele, probleme și cu ce ar schimba situația? Foarte mult, pentru că una este să te raportezi la o minoritate care numără jumătate de milion și alta este ca o minoritate pe un anumit teritoriu, da, să fie de 3 ori mai mult. Din perspectiva guvernanților, din toate vorbiți, perspectivele. Sau și din perspectiva romilor. Din toate, și de o parte și de cealaltă. Numărul, repet, diferența asta este cauzată pe mai multe temeiuri. Unul dintre ele este acela felul în care minoritatea romă este privită în societatea românească și nu numai. Absolut. Cu alte cuvinte, eu cred cu tărie că această diferență de la 600 și un pic de mii până la 1 milion și jumătate sau 2 milioane și ceva este dată de faptul că acei romi invizibili nu se văd. Eu am spus în nenumărate rânduri și susțin asta în continuare. Romii în România constituie cea mai nepopulară minoritate și nu numai în România. Deși cumva e cea mai vizibilă, să zicem. Vizibilitatea de multe ori nu înseamnă că aduce și o imagine pozitivă. De faptul că este cea mai vizibilă, haideți să ne vedem cu ce este vizibilă. Exact. Și avem partea aceea în care romii sunt văzuți ca infractori, murdari, nu vor să muncească, nu vor să trimită copiii la școală, cam ceea ce livrează media în ultimilor 30 de ani cu privire la minoritatea romă. Și mai există celălalt pol în care nunțile opulente și părți care țin tot de negativ sunt exploatate în spațiul media. Și astfel că percepția la nivelul mentalului colectiv la adresa minorității rome este dată în prisma celor două extreme. Iar ceea ce există la mijloc, romii de succes, cetățenii români care au un statut social, care muncesc la oaltă cu toți ceilalți plătitori de taxe și impozite, acele familii care în ultimii ani au reușit să facă din copiii lor medici, avocați, profesori, actori și așa mai departe, sunt foarte puțin vizibili. Și atunci când vorbim despre recenzare, reticența în a se declara ca aparținând etniei rome vine din stigmatul și din toate formele negative pe care minoritatea romă le are în societatea românească. Deși accederea la un statut social superior, profesor, inginer, avocat, actor și așa mai departe, ar trebui să fi rezolvat aceste frustrări ale acestor. Nu rezolvă, Sorin. Nu le rezolvă. Nu? Faptul că un tânăr de etnie romă reușește să depășească așteptările celorlalți și își depășește limitele, poate, ale mediului social în care s-a născut, nu înseamnă că ceilalți îl privesc altcumva în momentul în care el spune că este de etnie rom. Mă întreb cum ar reacționa pacienții majoritari atunci când ar merge la medic și și-ar pune în viața în mâinile lui și ar ști că acel medic este de etnie romă. Cât ar conta pentru ei? La fel se întâmplă și în cazul avocaților. Câți dintre cei care apelează la serviciile de avocatură și au avut oportunitatea sau ocazia să cunoască un tânăr de etnie romă fără ca acesta să recunoască, au știut că avocatul care le reprezintă interesele este de etnie romă. Am întâlnit cazuri în care părinții, aflând că educatoarea este de etnie romă, au avut reticențe, dar pentru că deja au avut copiilor, avuseseră contact cu doamna educatoare și erau foarte mulțumiți de rezultatele și de parcursul copiilor, au fost surprinși să afle că acea tânără este de etnie romă. Deci și cazurile pot continua. Am întâlnit și noi la un moment dat, eu personal filmam undeva în Constanța și la un moment dat ne-a spus cineva de o doamnă doctor de etnie romă. Am fost foarte curioși și încântați, am vrut să-i luăm un interviu și ne-a zis că nu poate să facă acest lucru pentru că ea fiind medic nu poate să se expună. Și atunci de aici, din felul în care sunt priviți de către ceilalți, acești oameni nu își declară o mare identitate. Parte, dar pe o de altă parte, domnule Paraschiv, nu este. Vorbim și dintr-o perspectivă cumva, nu suntem specialiști, dar uman vorbind, psihologic, nu există o disonanță între
ceea ce știi tu că ești și ceea ce știi că te-ai declarat, nu e un conflict interior acolo? Nu, pentru că, Sorin, avem mai multe identități, fiecare dintre noi. Suntem părinți, suntem colegi, tu ești actor atunci când urci pe scenă, acum iată că moderezi o emisiune cu și despre viața comunităților cu romi. Fiecare dintre noi avem pe parcursul vieții diferite roluri pe care le îmbrăcăm. A-ți asuma identitatea înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă că ești împăcat cu ceea ce ești. Exact. Și asumat. Ori dacă asumarea și recunoașterea atrage după sine păreri negative și schimbarea percepției celorlalți vis-a-vis de tine, atunci este normal, comportamentul normal este acela de respingere. În sensul de a te apăra. În sensul de a te apăra. Și plecăm de la, dacă vrei, de la felul în care romii erau definiți în diferite perioade ale istoriei României, de la 1939, când într-un dicționar țigan, termenul de țigan însemna baragladină, balaur, garoi și așa mai departe. Ajungem în 1954, o altă ediție a dicționarului explicativ al limbii române, conotația negativă se menține. Ajungem până în 1994, într-o ediție a dicționarului explicativ al limbii române, unde termenul de țigan desemna, printre altele, persoană cu apucături rele. Cu apucături rele, exact. Ori dacă la nivelul mentalului colectiv transpus, luăm această variabilă, felul în care termenul de țigan era definit în diferite perioade istorice în dicționarul explicativ al limbii române, ne arată felul în care minoritatea romă era privită. Repet, minoritatea romă este cea mai nepopulară minoritate din România și lucrul acesta afectează nu doar felul în care o parte a minorității rome asumă sau nu identitatea, ci și felul în care autoritățile, sub diferite forme, atunci când intră în contact cu minoritatea romă, reacționează. Ceea ce ne este la îndemână să utilizăm, nu-i așa? Dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te bagă în sac. Țiganul este țigan și în ziua de Paște. Te înneci precum țiganul la mal. Definește o formă de eșec atunci când ești aproape de reușită. Toate aceste lucruri arată ce? Felul în care o minoritate este asumată unui termen periorativ, de aici și reacțiile noastre ca reprezentanții instituțiilor sau reprezentanții organizațiilor care apără drepturile minorității rome în a clarifica acest termen, țigan sau rom. Țigan, clar, este perceput un termen periorativ cu o încărcătură negativă, negativă foarte, foarte bogată și nici nu aparține, nici nu definește această minoritate. Și am întâlnit mulți dintre ei noștri care, neînțelegând aceste lucruri, pentru că ceilalți i-au definit ca fiind țigani, spun, domnule, dar eu sunt țigan. De ce? Pentru că, așa, altfel, pentru, păi, pentru că așa îi spunea bunicului meu, pentru că așa îi spunea tatălui meu și așa mai departe. Și de aici tot această încărcătură negativă și o cauză reală pentru care foarte mulți dintre romii noștri nu își recunosc apartenența. Haideți să vedem, legat de romii noștri care își recunosc sau nu apartenența, și pentru că ați amintit de autorități, avem în acest moment un telefon din teritoriu, domnul Nelu Pavel, lider al Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Gorj. Fiți binevenit în emisiunea noastră, domnule Nelu Pavel, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la un dialog pe tema recensământului. Bună ziua și mă bucur că vă aud, pentru că mi sunteți drag și sunt un exemplu pentru comunitatea romilor, o actor, o amaro, o rom, o rom, o șucar, o deștept. A, deja ați schimbat, ați comutat pe programul celălalt, domnul Nelu Pavel. Înțeleg că vreți să discutăm în limba romanii. Știu că am mai avut niște discuții cu dumneavoastră și dumneavoastră ați preferat acest aspect. Sunt foarte multe lucruri specifice țigănești, limba, tradiția, respectul de sine, stima de sine, care trebuie respectate pentru că sunt lucruri foarte bune și trebuie conservate și preluate și de copiii noștri pentru viitor. În regulă, atunci vom vorbi în limba romanii cu permisiunea prietenilor noștri telespectatori. Permangheraia Nelu Pavel, sarsel roman, dar județul Gorj. Ca mente declarim pe rom cu recensământul, ca că întrebarea
foarte șocare, e foarte importantă andamentul lor. Sunt timpul tare, ai ajutit la mea foarte mișto ca stegeanel legaje ca zon rom sam, pentru că amen există o sarat sam ca rom. Dar ca în aceea de clarime, sunt de suportat amen ando viitorii, pentru că sunt foarte primării andai România, care de fapt sunt primii octoșăla, trânșăla rom, dar de clarime n-ai decât pași plotești. Ai atunci legaje ce mai asumintesc că e responsabilitatea andament de andal rom, fie pe mediatori școlari, mediatori sanitari, experți locali, proiecte, programe andal rom, ca să asumintesc că legaje ale primării, administrației publice locale, o guvernul, trebuie janel și situația reală, ca zon rom, sam, amen, ne fie sau o gau, ne fie sau o județu, ne fie sau o foro, hai în general, la nivel național. Permanghe, ca să rom situmenda în județu oficial, hai palaltul mare rodimata, ca o să o numără, cea ce o numără le romengor. Pa la mor punctul de vedere, pa la mură gândirea, legajă și caminetele de a avea un număr real, unde o recensământ un acro, amen la nivel de județ, sam pam peste stranda miro, dar în un recensământ oficial, ci sam decât 5.000 hai fost și la rom. Gândiți-vă ce diferență să în do realul cu realitatea. Noi să avem de angajat un mediator sanitar, extens local, datorită chiar ca la SAS Rom, Ărnia, Ărnia e parșelan de localitatea, în do recensământul, SAS, Păcșăl, Păcșăl, Echipaș, Rom, grup proiecte SAS, care e SAS grupuri vulnerabile, Rom, aici încă stea o numărul real ale sărate beneficii, fie de străzânța, fie de paiea, fie de canalizarența, pentru că o numărul real și reieșirea să ne fie sau o gaură, ne fie sau o poro, amaro, andor județul Gorj. Iată cumva, domnule Paraschiv, domnul Pavel va a confirmat ceea ce, ce ne-a spus până acum. A adăugat însă ceva în momentul în care a vorbit în limba România, a spus, domnule, n-au vrut gagii, neromii, să reiasă numărul real al romilor. Ce credeți că a vrut să spună? Nu cred în acest lucru. Există cazuri în care recenzorii au declarat, în trecut vorbesc, persoane aparținând minorităților, cetățeni aparținând minorității rome ca aparținând populației majoritare. Da, cred în acest lucru. Mai cred că foarte mulți romi s-au declarat în trecut și se vor declara și acum ca nefiind de etnie romă, însă nu cred că sistemul își impune să dinainte să spună da, uite, romi nu trebuie să iasă mai mult de nu știu, 250.000. În sensul că ar fi cuiva de teamă de numărul romilor. Nu cred acest lucru, cum nu cred nici în ideea în care trebuie să declare acest lucru pentru a avea mediator școlar, sanitar sau obține avantaje, că și asta este o chestiune. Nu cred nici în asta, pentru că avantajele nu sunt pentru ei. Expertul local, mediatorul sanitar, sprijină instituțiile statului în a duce politicile publice pentru romi în comunitate. Le facilitează accesul comunității. Dar nu cred nici în acest lucru. Asumarea identității trebuie să vină, este individuală. Sunt situații în care într-o familie, familii mixte, mixte clar, chiar femeia de etnie romă, soția de etnie romă, soțul aparținând populației majoritare sau invers, mă întreb ce se întâmplă în aceste familii. Cum sunt declarați copiii? Cum sunt declarați copiii? Este alegerea, sigur, alegerea părinților. Este alegerea părinților. Părinților, la felul în care simt în a se declara. Ori aceste lucruri, Partida Romilor nu lucrează de acum în... începând cu ultima lună. Toate activitățile și acțiunile Partidei Romilor prin care încercăm să creștem stima de sine în cadrul comunităților de romi, în care toate campaniile de asumare a identității sunt măsuri pe care noi încercăm să le concretizăm la nivel local și în comunitățile compacte, astfel încât atunci când vorbim despre recenzare, oamenilor să le fie mai puțin teamă sau rușine sau nu știu, vari motive în a se declara ca fiind etnie romă.
Recensământul populației și al locuințelor a început. Nu sta deoparte, declară-ți etnia, construiește alături de semenii tăi un viitor mai sigur. Sunt om și rom. Suntem un popor frumos, mândru, valoros. Acum este momentul să arătăm că suntem uniți, că suntem puternici. Niciodată nu mi-a fost rușine să recunosc că sunt rom. Nu accepta să fii un anonim și tu faci parte din România. Asumă-ți și tu identitatea etnică la recensământ. Declară-ți etnia. Bun, mulțumesc. Vom vorbi în partea următoare a emisiunii noastre cu dumneavoastră despre această noutate care a apărut în acest recensământ, digitalizarea, tabletele, autorecenzarea. Ce impact și cum va influența aceasta decizia romilor? Dar acest lucru după pauză. Revenim, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, continuăm discuția noastră despre recensământ cu domnul Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Rom și lider marcant al Partidei Romilor pe Europa, prin vicepreședinte. Vorbeam, domnule Paraschiv, despre faptul că a apărut o noutate în acest recensământ și anume această digitalizare, autorecenzarea. Cum se va întâmpla acest lucru? Ce impact? Ce efecte? Este adecvat acest lucru pentru comunitățile de rom, privite în ansamblu? Sigur că da, sunt tineri care au tot felul de device-uri, pot accesa telefonul și diverse site-uri. Dar pe de altă parte, să accesezi un site unde să completezi un formular oficial care necesită totuși niște cunoștințe, aici e de discutat. Care e părerea noastră? Eu cred că culegerea datelor în format electronic reprezintă un element de noutate. Da, în mare parte, în România, procesul de digitalizare își face simțită prezența, mai ales în mediul urban. Sunt sigur că foarte mulți oameni își plătesc facturile cu un click, apăsând, nu știu ce. E mult mai ușor, nu mai stai la cozi, adevărat. Nu, există toate lucrurile astea, dar mai cred cu tărie că o altă parte a României, România rurală, sunt foarte mulți oameni care nu au acces la internet, care nu folosesc nici tablete, nici sisteme PC și nici nu au telefoane care să le permită acest lucru și dacă le-ar avea, întrebarea mea este dacă au capacitățile necesare ca să poată utiliza. Să completeze un formular? Să completeze, sigur, acel formular. Nu știu câți dintre ei la ora asta au, de exemplu, adresă de e-mail pentru a te putea loga și a te putea autoregeneriza. Trebuie să deții o adresă de e-mail pe care primești un passcode, introduci și intri și completezi formularul. Este destul de greu. Nu doar pentru comunitățile cu romi, ci pentru o mare parte a cetățenilor din România. Așa cum vă spuneam de fiecare dată, România este încă împărțită pe din două. Avem o Românie urbană, formată din marile orașe, București, Iași, Cluj, Constanța și așa mai departe, și o altă Românie cu foarte multe sate și orașe mai mici, care încă au nevoie de mult mai mult până la internet. Vorbim de acele gospodării care încă folosesc WC-ul în spatele curților. Este o parte tot a României. Absolut. Da? O realitate pe care trebuie să o luăm în calcul atunci când proiectăm digitalizarea și ne dorim digitalizare. Da? Deci este foarte binevenită, însă ce facem cu cealaltă parte? Cum ne asigurăm că recensământul cuprinde și acea parte a mediului rural. Din fericire există celelalte două etape. Etapa care prevede culegerea datelor din datele existente și ultima, recenzarea propriu-zisă fizică. Foarte important de știut pentru toți liderii Partidei Romilor și toate organizațiile de altfel. În această perioadă, dacă nu mă înșel, până în data de 18 februarie are loc înscrierea, cererile se depun la primărie pentru cei care doresc să fie recenzori în comunitățile vorbitoare de limbă romani sau alte limbi ale minorităților. Pot depune cereri, iar în analiza dosarelor care va fi făcută de Comisia Județeană se va ține cont de acest lucru. Știu cu altă condiție
este ca cei care doresc să devină recenzori să aibă minim liceul, da? Și să știe să utilizeze tableta. Atenție mare, protocolul cu INS-ul nu are în vedere faptul că Partida Romilor pune la dispoziția autorităților locale recenzorii. Nu se poate face acest lucru, pentru că nu Institutul Național de Statistică, da, este cel care angajează recenzorii. Deci propunerile vin, dosarele sunt strânse la autoritatea locală, la primărie, și primăria trimite către Comisia Județeană, care acolo unde are loc selecția, urmând ca ulteriorii să fie angajați ai autorităților publice locale. Deci un lucru foarte, foarte important acest aspect. Protocolul cu INS-ul are în vedere promovarea, discutăm despre alte lucruri, însă efectiv angajarea recenzorilor, și vreau să fie foarte clar, pentru că sunt foarte multe persoane care mă sună și pe mine și pe președintele organizației și pe toți colegii noștri, ne sună și ne întreabă: domnule, ce facem cu recenzorii? Când ne angajați recenzori? Domnilor, nu noi angajăm recenzorii, mergeți, depuneți dosarele la primărie astfel încât să respectăm termenele, astfel încât Comisia Județeană să selecteze pentru comunitățile rome acele persoane care întrunesc condițiile, ulterior ele urmând să fie angajate și plătite de la bugetul local totodată. Mai mergem cu un telefon la nivel local, mergem în județul Dolj, vorbim cu domnul Romeo Tiberiade, președintele Partidei Romilor Pro Europa, filiala județeană Dolj. Vă salut, domnule Tiberiade, și mulțumesc că ați acceptat invitația de a intra într-un scurt dialog cu noi. Vă salut și eu de la Dolj. Spuneți-mi, vă rog frumos, sunteți pregătiți pentru recensământul acesta care deja și-a demarat o primă etapă? Cum sunt romii din Dolj? Sunt reticenți sau nu în a-și declara etnia? Cum îi percepeți? Ce ne puteți spune? Avem totuși o problemă cu rudarii. Rudarii care de fiecare dată n-au recunoscut sau nu au spus vreodată că sunt romi. În rest, toți romii noștri sunt pregătiți să-și declare identitatea. Spuneți-mi, la nivel oficial, câți romi sunt în județul Dolj și câți ați identificat dumneavoastră? Știu că de multe ori partida are cumva o numărătoare paralelă, să zicem, a romilor. Din fericire, Partida Romilor a identificat peste 75.000 de romi la nivelul județului Dolj. Iertați-mă, 75.000? 75.000 la nivelul județului. Dacă spun județul Dolj, înseamnă și Craiova. Am înțeles, și numărul oficial care este, cel din recensământul trecut? Este mult sub 20.000. Mult sub 20.000? Da. O diferență semnificativă. Bun, mulțumim frumos pentru precizările pe care le-ați făcut și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Toate cele bune! O diferență foarte mare, de la 75.000 până la mult sub 20.000. Nu este singurul județ. La nivelul județului Dolj, Partida Romilor Pro Europa are 28 de structuri locale, pe care de consecință vom avea peste 50 de cereri, cel puțin, eu mă cred că undeva la 70 ceva de cereri adresate domnilor primari, cu dosare depuse, astfel încât la recenzarea din etapa 3 să avem cât mai mulți recenzori de etnie romă care să meargă și să culeagă date. Pentru că iată, spune domnul Tiberiade, că asta chiar a fost o problemă la recensământul trecut. Este o problemă la nivel național. Depinde de felul, numai de noi, cum ne organizăm, repet, să respectăm termenele și să ne asigurăm că vom avea și recenzori de etnie romă care să meargă să culeagă datele din comunitățile combate. Am înțeles. Domnule Iulian Paraschiv, mai avem câteva minute, 3-4 minute, poate. Nu vreau să nu profit de prezența noastră aici pentru a vă întreba la ce stadiu mai sunteți cu acea strategie pentru romi? Da, știu că era un proces de avizare. Toată lumea întreabă și toată lumea o așteaptă, nu, inclusiv primarii ne tot întreabă când, pentru că nu au cadrul legal în bază căruia să poată angaja, de exemplu, mediator școlar, mediator sanitar, sau să scoată la concursuri posturile pentru experții din cadrul prefecturilor, din cauza faptului că în România nu am avut o stabilitate guvernamentală și s-au tot schimbat miniștrii sau, mă rog, coaliția, fosta coaliția de sumă, s-a format o alta, a trebuit să reluăm procesul de la zero. Pentru că dacă se schimbă un ministru, procesul trebuie reluat, pentru că apare numele lui pe lista ministerul care trebuie să avizeze și atunci trebuie să reluăm.
La momentul acesta, din cele 14 avize, avem 12, mai avem de luat 2, Ministerul Educației, care trebuie să vină zile următoare, și Ministerul de Interne, unde avem o discuție care cred eu că se va clarifica săptămâna viitoare. Au avut câteva observații pe marginea textului strategiei în raport cu ce prevederile raportate la expertul din cadrul prefecturilor. Însă noi ținem foarte mult ca la nivelul prefecturilor să avem experți de etnie romă. În acest moment acești experți sunt în subordinea Ministerului? Ei sunt în subordinea, sunt angajații Ministerului de Interne. Și atunci care ar fi doleanța dumneavoastră să le luați? Dar în coordonarea tehnică a Agenției Naționale pentru Romi, pe tot ce înseamnă implementarea măsurilor prevăzute în strategie. Și ne dorim, de exemplu, ca odată pentru totdeauna acești experți să aibă o fișă unică de post, pe care nu au în acest moment. Nu, diferă de la caz la caz. Unii sunt angajați la cabinetul prefectului, altul este funcționar public și așa mai departe. Este o chestiune internă a Ministerului care, mă rog, înțelegem că trebuie clarificată. Pe noi ne interesează foarte mult ca ei să-și facă treaba în raport cu comunitățile de rom de la nivel județean. Sunt județe, ca de exemplu la nivelul județului Dolj, unde nu există expert de câțiva ani buni. Nu are loc ședința de grup mixt, am avut pandemie, am avut o serie de alte lucruri și nu avem niște date de la nivel real pe care să le luăm și să le transmitem. Pentru că legislația nu permite angajarea lui acolo, legislația actuală? Nu, pentru că nu foștii prefecți nu au considerat că este oportun să aibă un expert. Cu toate că există cadrul legal care prevede în mod expert acest lucru, există și alte județe unde experții au fost aduși nu știu de unde, fără să aibă nici în chin, nici în mânecă cu minoritatea romă. Sunt chestiuni... o condiție ar fi să fie de etnie romă, adică, sau o condiție preferabilă să fie... Noi asta ne dorim. Așa ar fi cât mai bine pentru... Pentru că înțelege altfel comunitatea, nu? Problema este că suntem la limita legii, în momentul în care spunem angajăm expert pe problema romilor, expert din prefectură, trebuie să fie de etnie romă. Ar fi o discriminare. Limităm, și este o discriminare. Însă, situația diferă de la un județ la altul. Și sunt județe, cum ar fi acum, momentul de față, nu avem expert la Brăila, nu avem la Mehedinți și multe alte județe, trebuie să intervenim și să ne asigurăm că avem cadrul legal care să permită acest lucru. Așteptați până se aprobă această strategie, strategia. Va fi aprobată... Nu puteți împinge cumva sau solicita ANR-ul să solicite? Sorin, acum întreb ca omul care crede că e foarte simplu să faci lucrurile, știți? Principala problemă în legătură cu strategia acum este următoarea. Adoptarea strategiei este condiție pentru ca România să beneficieze de următoarele instrumente structurale. Financiare. Noi suntem într-un dialog permanent cu mai multe ministere, Ministerul Fondurilor, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății. Încercăm să ne mobilizăm și să avem o strategie care să răspundă nevoilor reale, o strategie care să, de data aceasta, să aibă și un buget alocat și indicatori asumați. Cred că scurt timp va fi adoptată, însă partea importantă urmează abia după, atunci când vorbim despre implementare, despre care sunt responsabilitățile și rolurile tuturor. Acest pas deocamdată important, suntem în faza în care ne dorim să o adoptăm. N-a fost o muncă ușoară, a trebuit să răspundem unor observații și unor mențiuni din partea ministerelor. A fost o negociere continuă pe care zic eu că am dus-o aproape de final. Sperăm să finalizăm în săptămâna ce urmează și să avem o nouă strategie de îmbunătățire a situației romilor în cel mai scurt timp, un document care să răspundă nevoilor reale, așa cum v-am mai spus de nenumărate ori, un capitol important în această nouă strategie, dincolo de ceea ce este pe hârtie, pentru că vă spunem, hârtia suportă multe, nu mă aștept să se întâmple minuni de pe zi pe alta, însă este un element de noutate care eu țin foarte mult. Lupta împotriva rasismului și asumarea identității este un capitol nou, cu măsuri, cu un plan de măsuri, și sperăm ca în următoarea, nu într-un timp foarte îndelungat, să discutăm despre înființarea Muzeului Culturii Rome, despre înființarea unui teatru rom și despre măsuri care să vină să sprijine asumarea identității. Să sperăm că se va întâmpla cât mai repede acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Paraschiv, pentru toate aceste precizări și mult succes în activitatea dumneavoastră.
Mulțumesc! Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sperăm că ați aflat informații interesante despre recensământ privit în ansamblu și despre recensământ privit din perspectiva comunităților de romi. Vă așteptăm ca de fiecare dată, în fiecare sâmbătă alături de noi, să mai cunoașteți câteva aspecte din sânul acestei etnii a romilor. O etnie fascinantă, credeți-mă. Toate cele bune!